Grav accident pe faleza din Galați. Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Un bărbat de 41 de ani a murit și iubita lui a fost grav rănită după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită în plin de un bolid condus de un tânăr de 25 de ani. Șoferul a încercat să întoarcă pe prima bandă, fără să se asigure însă, și a intrat în motocicleta care venea pe banda a doua. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe, iar bărbatul a fost resuscitat de 3 ori. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat. Tânăra, aflată pe locul din spate, a supraviețuit, însă este în continuare în stare gravă. Motociclistul era polițist și se afla în timpul liber. Șoferul autoturismului